rușii, ci că sunt armată mare. Rușii în acest moment nu au cum să-i oprească, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, rușii au luat unele decizii complicate. În urmă cu nu foarte mult timp, acele unități care și așa nu erau extraordinar de bine dotate, dar măcar existau pe teren, acolo în zona graniței, bine, acele unități rusești au fost cumva desființate sau relocate, astfel încât această lungă nouă frontieră fără război până acum, care are aproape 1000 de kilometri, este lăsată de izbeliște de către ruși. O greșeală fantastică! Nu s-a mai auzit niciodată ca în timpul unui război între două state, frontiera de stat al celui care invadează cealaltă țară să fie neapărată. Iată că ucrainienii au profitat de acest aspect, au știut că se întâmplă cumva această trădare tehnică a unui general, a unor corpuri de ofițeri, despre care noi aici de multe ori am vorbit că nu dau dovadă de prea multă pregătire sau, eu știu, poate dau dovadă de prea multă vodcă, și au făcut ceea ce vedem acum. Au pus o presiune extraordinară pe Rusia, pe Putin, pentru faptul că nu pot fi foarte ușor scoși de acolo decât cu forțe noi. Știți ce înseamnă asta? Că s-ar putea să existe o remobilizare din partea Rusiei. Sau arme nucleare tactice. Să le dea la ei în curte arma nucleară tactică chiar pe teritoriul lor. Mă îndoiesc că ar gândi vreodată așa ceva. Bun, atenție mare, doamnelor și domnilor, pentru că lucrurile...